După o serie de înfrângeri, Denisa Păvăloaie a luat o pauză, iar acum este gata să revină în ring. Luptătorul moldovean va participa la gala KOK de la Chișinău, unde se va duela cu azerul Ruslan Kobzev în lupta de rezervă la categoria de 85 de kilograme. Inițial, Păvăloaie trebuia să lupte cu Samir Kazimov, însă acesta s-a accidentat în timpul unui antrenament. Sunt pregătit la 100%, poate chiar și mai mult. Domnul antrenor Andrei Gros lucrează cu mine foarte mult. Eu nu știu de obște cum el rezistă să stea atâtea ore în sală cu noi. Și cred că voi arăta o luptă foarte bună. Denisa Păvăloaie și-a schimbat și clubul sportiv după pauza pe care a luat-o. Noul antrenor al luptătorului spune că Păvăloaie are nevoie de timp pentru a ajunge la cel mai înalt nivel. El are dorința. Asta este cel mai important. Și sunt sigur că în jumătate de an noi toți vom vedea adevăratul potențial al său. Păvăloaie a luptat ultima dată la gala KOK în data de 22 martie 2014 la Chișinău. Denisa Păvăloaie este un luptător foarte bun, un luptător de perspectivă, cu tehnică specială, aparte. A avut o serie de înfrângeri după care s-a luat hotărârea să-și iei o pauză. Gala KOK World Grand Prix Series 2015 va avea loc la sala polivalentă din Capitala pe 4 aprilie. În cadrul evenimentului vor avea loc 12 lupte. În total, la gala vor lupta 8 sportivi din Moldova. Evenimentul va fi transmis în direct de posturile TV Eurosport și Fightbox.